Vom fi în trei, da? Noi băieții! Mm-mm. Suntem prea mulți! Toți au fierni colorate, dar eu nu! Îmi voi lua una în corpul meu! Îmi va prinde bine în baie! Și challenge-ul începe la 3, 2, 1! Nu pare o idee chiar bună, dar nu am ce face! Nu am încotro! Să vedem! La gust nu s-a schimbat! Acum să testăm jacuzzi-le nostru! Probabil că trebuia să fie mai mult apă! S-a udat în toată baia! Și tu te rugați, trebuie să schimbăm hainele! Suntem mulți din cap până în picioare! E gustos, foarte gustos! Păi, vezi cum arată? Un sandwich adevărat! Ionuț, hai să vedem dacă hainele s-au uscat! Eu cred că da! Da, sunt uscate! Putem să ne îmbrăcăm! Îmi este foarte sete! Dar cană nu mi-a luat! Nici apă nu mi-a luat! Nici măcar suc! Dar stai! Voi bea apă chiar din robinet! Doar că rece! Și cu mâna! Ce vă n-ați făcut așa? De multe ori am făcut așa, apa, cu mâna! Și părul încurcă! Și e rece și gustoasă! Noaptea! Toată galaxia va fi la noi în baie și vor lumina drept la capul nostru! Ca și aici! Aici ne prim aici! Chiar acum! Dar trebuie să o deschidem! Apropo, apa ne-a făcut să ne fie foame! Am stat vreo 2 ore în apă și acum vrem mâncare! Îmi este poftă de ceva! Poate un fruct! Uite că am ananas! Și aparatul ăsta? Stai puțin! Ia uite, aici arată cum se curăță ananasul. Am nevoie de un cuțit, este, și se taie așa, partea superioară a ananasului. Aceasta! Voi încerca chiar aici? Matei, alege! Pe care vrei să o lipești? Asta! Seamănă cu Jupiter! Așa, și lipești-o la tine! Dar oare care din aceste planete este Pământ? Prima, a doua sau a treia? Și să lipim aici! Poate va lumina bine și frumos! Eu voi comanda mâncare, un meniu întreg! Să-mi iau o pizza caldă sau niște chifteluțe? Pizza vrei? Ok. Vă rog frumos o pizza. Am tăiat capacul și punem dispozitivul acesta pe mijlocul ananasului și acolo scrie că trebuie să-l rotești, iar el îl va tăia. Este cam copt ananasul nostru. Uite cum o taie. Așa. Și apăsăm până ajungem la final. Stai că mai pleacă, mai are încă. Și sucul iese tot în... Eu vreau să mănânc ananasul cu tot cu suc. Așa, ajuns? Mai merge încă. Gata. Și... Stai că iese. Încă puțin. Este. Dar cum îl scot de aici? Stai că are niște butoane. Așa, sigur că așa. Și la farfurie. Îl voi pune înapoi aici și voi mânca din carcasa lui.
Ia priviți cum arată! Perfect! Ia uitați-vă! Eu să văd la gust! Delicios și sucare! Păi să-l pun undeva să-l vedeți și voi! Hai că aici! Uite așa! Iar miezul a rămas în interior! Rămâne doar să-l scoatem și să-l aruncăm la coșul de gunoi! Pentru că nu se mănâncă! Sau se mănâncă? Nu știu! E tare! M-a apucat un pic foame și zic să-mi fac salată. Pentru seară, o mâncare mai ușoară. Dar că nu am farfurie. O facem direct în pachet. Deschid pachetul așa mai... fără să-l distrug. Și... aici... punem cașcavalul, parmezan. Așa... apoi iaurtul, sos pentru salată. Eu turnăm tot aici. Ia! Și amestecăm totul. Uite-mi fantomul! Nu! Abonații noștri știu mai bine și o să ne scrie chiar acum în comentarii. Ce este aceasta? Până abonații ne scriu, eu o lipesc. Aici. Wow! Chiar că este un spațiu cosmic. Mircea, dă-mi un deluță. Acum? Una mare. Poftim. Iar eu lipesc acest cașcaval sau ce planetă? Aici! Mă sună curierul! Trebuie să iau mâncarea! Stop! Eu din baie nu trebuie să ies! Dacă calc aici, am pierdut challenge-ul! Stai că mi-am luat eu ceva aici. Așa, baloane de săpun. Și nu numai una. Da, uite ce interesantă este. Cu smile. Așa, să deschidem și să testăm. Vai, tu ce are aici? Un plic. Probabil aici e șamponul. Și asta? Hai că văd imediat. Și suport de toate alea. Așa, acesta se pune aici. Ăsta-l deschidem. Aici sunt baloanele de săpun. S-a deschis? Nu s-a deschis. Acum s-a deschis, sigur. Punem înapoi căpățelul. Desigilăm. Și picurăm aici? Apropo, salata mea curcubiu este spălată și gata de mâncat. E cam mult aici. Da, până mâine dimineață o mănâncem. Unde totuși să pun această apă? Stai, uite că se deschide. Gata, am găsit! Aici este rezervorul și trebuie să punem apa noastră cu săpun! Așa? Încă? Și acum să o testăm! Să vedem dacă funcționează! Trebuie să punem mai multă apă! De aici ridicăm și... wow, ce mult îmi place, îmi place! Și încă... multe! Baloane de săpun în toată baia! Așa? Le fac de mult timp, încă când eram la grădiniță. Doar că pe atunci era săpunul solid și îl plecai așa mult timp,
Până la mâna săpunită și puteai și reușeai să faci balon de săpun. Iar acum, într-o apăsătură de buton, ai pus, ai țoplat. Și balonul este pe loc. S-a descurcat. Ei! Trebuie încă cătău? Da, și n-am luat cu noi. Cum să fac? Am aici o găleată! Trebuie să ajungă până jos, punem un căr în ea și apoi o ridic iarăși aici. Dar cu ce? Oare nu avem aici nimic? Un șarpe! Dar sigur nu ajunge, este prea scurt. Limbul, halatul, la fel este scurt. Culonul de la halat, la fel este scurt. Ia să vedem aici. Așa? Sfoară! Și cred că este destul de lungă. Hai să încercăm. Voi umple baia cu baloane de săpun! Cât mai multe! Așa? O față zâmbitoare care face săpun! Baloane de săpun! Dar să vedem acum ce va face acest crocodil! Și să deschidem? Așa? Voi, are trei găuri, probabil trei tipuri de baloane va face! Wow! Mie îmi place! Parcă-i fi aici la distracții, la un parc de distracții! Voi, petrecere în mare! Cine vrea baloane de săpun? Da, îmi pare că crocodilul face mai multe baloane decât fața zâmbitoare! Wow! Dar eu, baloanele de săpun, le fac din săpun! Ia vedeți cât de ușor! Așa și în 3 secunde baloanele de săpun sunt gata! Like. Mircea, mi-e foame.
aici fac paște. Să mâncăm paste. Dar nu avem apă fiartă. Pun apă caldă. O apă caldă din robinet. Mai bine să mă apuc să fac niște piadine. Gata, Ionuț, a pus mâncarea. Pot ridica. Și? Este toată comanda. Hai să mâncăm. Așa, să închid fereastra. Uite așa. Și acesta mi-o să-mi deschis. Și totuși, cum se numește acest dispozitiv? Și cum să denumim jocul nostru? Battle Flip? Nu. Hai, scrie repede în comentarii. Vom mânca copios! Pizza, humusul meu și chifteluțe! Am reușit să citesc peste 1000 de cărți în doar jumătate de an! Te întrebi cum? Și mai ales cu 5 copii în casă? Foarte simplu! Cu ajutorul Voxa.ro! Îți arăt imediat și ție cum! Orice activitate pe care aș face-o, concomitent reușesc să citesc o carte. De exemplu, merg la magazin, citesc o carte. Fac cumpărăturile, citesc o carte. Venim de la școală cu Melissa și cu Mircea, reușim să citim reviste, diferite broșuri, chiar și în limba engleză. Și atunci când suntem cu toți la masă, citim o carte, chiar și Onuț. Crezi că este imposibil? Nu! Îți explic chiar acum! Uite, chiar acum, pregătind mâncarea, citesc o carte! Intru pe Voxa.ro, mi-am descărcat aplicația, îmi aleg categoria dorită, sunt foarte multe, spre exemplu, fantasy și science fiction. Și hai să căutăm! Wow, aceasta! Și apăs pe continuă ascultarea! Iar aplicația le citește în locul meu! Eu doar ascult! Și am pus play! Și începe! Cartea vă prezintă volumul Regatul Focului și al Dorinței. Super! De L. Armantrout. Audiobook în lectura Cristinei Stănciulescu. Iar eu împreună cu Ionuț vom asculta o poveste! Este Dumbo și Micul Prinț. Ce-am găsit? Pe aplicația Voxo este povestea Oli. Ascultă. Oli, cândva, într-un viitor îndepărtat, a fost nevoie să se în spațiu. Acolo, mi-e-mi place. Pe niște nave spațiale uriașe, luxoase, adevărate pachetboturi stelare. Speram să cu toții că într-o bună zi... Mircea, vreau capa cu 3 treci. Pe Voxa am găsit! Editura Litera vă prezintă volumul Capra cu 3 iezi de Ion Creangă. Audiobook în lectura actriței Alexandra Vrabie. Wow! Era odată o capră care avea 3 iezi. Iedul cel mare și cu cel mijlociu dau prin păți de obraz nici ce era. Era un șirat foarte frumos. La un preț simbolic, toată familia noastră are acces la peste 40 de titluri de cărți, atât în limba română, cât și în limba engleză! Gest pe care l-aș fi prețuit pe vecie și pe care, doar câteva zile sau săptămâni în urmă, îl credeam de exact. O, icre! Și îmi pregătesc tartina mea preferată! Da, în prezent chiar e ușor să citești o carte. Și lăsăm la vedere doar o urmă din colții, periculos de ascuțiți. Eu mă duc în pădure ca să mai aduc ceva de ale mâncării, dar voi încuieți ușa după mine, ascultați unul de altul și să cumva să deschideți și aproape că mi-e foarte de ceva neobișnuit acasă, în lupta lui, când eu cu ea cu sinja să se rugă pe cuvânta. Dar, la fel de ce să se rugă de o zi lungă, care nu cer eu, e un singur. Unde ești eu?
figadine gustoase facem? Punem două felii de roșii, așa, și după aceea punem niște castraveți. Îmi place busuiocul! O să pun și din el. Așa, două, arată foarte fain. Și mai punem și brânză. Așa, peste roșii și peste castraveți. Acum punem pește, să-l deschidem. Și... abia aștept să mănânc. Și cu miroase și pia din aromă Matiei, este gata. Poftim! Și a mea este gata. Ce-i drept nu este ca la mersi, dar ce să-i faci? Paștele nu sunt moale, este tari. Așa este dacă n-am avut apă fiartă. Cât pe ce să uit de pești? N-am fost la pescuit, nu i-am gătit. Sunt gata prăjiți? Nu am trișat, nu am fost un ciurezo care să ne interzică. Iar la televizor vor merge ca pe apă. Să-i amestecăm bine uleiul acolo și... deși nu se recomandă să abuzăm. Așa, un pește doi pe săptămână, dintre ăștia. Hai la alți, îi mâncăm în fiecare zi. Băi, ce de mult îmi plac. 3-4 pe săptămână. Vara. Chiar sunt gustoși. Cui i-a trecut prin cap să pună făină pe pește, a? 5-6 pe săptămână. Dar hai să mâncăm ceva! Vai, ce cină! Zici că este o masă de sărbătoare! Cu ce prigănuță începem? Eu zic cu pizza și cu sushi! Hai să deschidem! Hai, Ionuț, vino cu ace! Să-ți spun scăunelul? Și... tu mănânci cu bețișoare? Privește că aici am câteva! Hai, Ale! Ia să vedem cum Ionuț se va pricepe să mănânce cu bețișoare! Hai, Ionuț, nu te mai chinui atâta! Poftim furculiță! Să deschid chifteluțele! Dar stai, Ionuț! Nu avem la ce să ne încălzim! Ce ne facem? Le pun pe geam la soare! Oh-oh! Afară deja este întuneric! Nu se mai încălzesc așa chifteluțele noastre! Ce mai avem noi aici? Pizza? Și sushi! Dar și hummus! Hai să le desfacem pe toate! Pizza deja s-a răcit!